1 Cronici 18. După aceea, David a bătut pe filisteni și i-a smerit și a luat din mâna filistenilor Gatul și satele lui. A bătut pe moabiți și moabiții au fost supuși lui David și au plătit un bir. David a bătut pe Hadarezer, împăratul Țobei, spre Hamat, când s-a dus să-și așeze stăpânirea peste râul Eufratului. David i-a luat 1000 de care, 7000 de călăreți și 20.000 de pedestrași, a tăiat vinele tuturor cailor de trăsuri și n-a păstrat decât 100 de care. Sirienii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadarezer, împăratul Țobei, și David a bătut 22.000 de sirieni. David a pus o strajă de oști în Siria Damascului și sirienii au fost supuși lui David și au plătit bir. Domnul ocrotea pe David oriunde mergea. Și David a luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadarezer și le-a adus la Ierusalim. David a mai luat multă aramă din Tibhat și din Cun, cetățile lui Hadarezer. Solomon a făcut din ea mare de aramă, stâlpi și uneltele de aramă. Tohu, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oștirea lui Hadarezer, împăratul Țobei. Și-a temes pe fiul său Hadoram la împăratul David să-i ureze de bine și să-l laude că a luptat împotriva lui Hadarezer și l-a bătut. Căci Tohu era război cu Hadarezer. A temes de asemenea tot felul de vase de aur, de argint și de aramă. Împăratul David le-a închinat Domnului împreună cu argintul și aurul pe care luase de la toate popoarele, de la Edom, de la Moab, de la fiul lui Amon, de la Filisteni și de la Amalec. Abishai, fiul țăruiei, a bătut în Valea Sării 18.000 de edomiți. A pus oși de strajă în Edom și tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David oriunde mergea. David a domnit peste tot Israelul și făcea judecată și dreptate tot poporului său. Ioab, fiul țăruiei, era mai mare peste oștire. Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor. Tzadok, fiul lui Ahitub, și Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoți. Șa-șa era logofăt. Benaia, fiul lui Jehoiada, era căpetenia cheretiților și apeletiților și fiul lui David erau cei din tâi de lângă împărat.